Astăzi, în țară, cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 27 de grade, iar la Bălți și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol vor fi 29 de grade, iar la Comrat și Leova 31. La Cahul se așteaptă 32 de grade. Astăzi, în capitală, cerul va fi variabil și se vor înregistra 29 de grade. În următoarele zile, termometrele vor indica până la 32 de grade ziua, iar noaptea se așteaptă între 15 și 19. Astăzi, în cea mai mare parte a Europei, vremea va fi instabilă. La Madrid sunt anunțate 24 de grade, iar la Roma 26. La Londra vor fi 19 grade, la Paris 20, iar la Berlin 22. La Viena și Varșovia, termometrele vor indica 26 de grade, iar la Praga 17. La Belgrad vor fi 27 de grade, iar la Budapesta cu unul mai mult. La București și Atena se va încălzi până la 26 de grade. La Moscova se așteaptă 24 de grade, iar la Kiev 28. La Ankara maxima va fi de 34 de grade.